Noi trebuie să învățăm de la toată Scriptura și să propovăduim toată Scriptura. Ca tare cuvântul trebuie citit, studiat, meditat asupra lui în mod sistematic. Ca de-a lungul anilor să ne confruntăm cu tot ceea ce vrea Dumnezeu să ne transmită. Cuvântul trebuie ca să fie citit, trebuie să fie studiat, ca și o prioritate în viața noastră. Trebuie să fie o prioritate în viața noastră, să citim din cuvântul lui Dumnezeu, să medităm asupra lui, să învățăm din el. Psalmistul în psalmul 119 la versetul 36, pleacă inima spre învățăturile tale și nu spre câștig.